Săptămâna care tocmai se încheie nu a fost una foarte fericită pentru vedetele din lumea mondenă. Probleme în relațiile de cuplu au făcut deliciul ziarelor de scandal. Dar haideți să aflăm mai multe chiar acum, urmează Săptămâna Mondenă. Nimeni nu știe cu exactitate cât de apropiați sunt Madalina Ghena și Leonardo DiCaprio. Iar dacă actorul american încă nu a fost întrebat ce simte pentru frumoasa româncă, Madalina a declarat într-un interviu pe care l-a acordat recent presei italiene doar că să zicem că sunt foarte norocoasă să cunosc atâția oameni frumoși. Ceea ce pot spune e că sunt îndrăgostită de Gianluca în film. De rest... La fel ca și jurnaliștii de la noi, italienii au luat declarația ca o confirmare a relației. Ei spun că după Giselle Bündchen și Bar Raffaelli, românca este ultimul model care a reușit să-i fure inima lui Leonardo DiCaprio. Unele voci spun că Madalina este noua iubită a lui DiCaprio și că acesta a prezentat-o chiar mamei lui. Și relația cântărețului Florin Chilian a atras atenția presei mondene. Fotoreporterii l-au surprins pe solist pierzându-și vremea prin baruri, în jurul paharelor de alcool. Totul ar fi cauzat de faptul că iubita sa, Andra Gavril, a pierdut de curând o sarcină. Mai mult, relația dintre cei doi nu este tocmai fericită. Solistul s-a plâns de nenumărate ori că se simte singur și că încă nu și-a găsit marea dragoste. Săptămâna care tocmai se încheie a venit cu vești proaste și pentru fanii lui George Michael. Cântărețul englez s-a îmbolnăvit de pneumonie. Diagnosticul a fost dat de medicii spitalului din Viena, unde George a fost internat de urgență luni înaintea unui concert. Turneul s-a întrerupt chiar în timp ce acesta promitea să-l readucă în vremurile sale de glorie. Toate concertele programate în următoarele săptămâni în diferite orașe europene au fost anulate. Potrivit purtătorului său de cuvânt, cântărețul dorește să reprogrameze concertele, dar nu se știe când va putea să revină pe scenă.